În România, statul încurajează persoanele care nu lucrează să se angajeze, oferind mai multe facilități financiare. Printre acestea se numără și acordarea primei de activare, un stimulent pe care îl pot obține șomerii înregistrați în evidențele AJFM Olt. Acesta se acordă la cerere persoanelor care îndeplinesc mai multe condiții. Șomerii înregistrați în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt de cel puțin 30 de zile, care nu beneficiază de indemnizație de șomaj, în situația în care se încadrează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrării, beneficiază de o primă de activare în valoare de 1.000 de lei. Prima de activare stabilită în cuantum de 1.000 de lei se acordă în două tranșe, astfel, o tranșă egală cu 50% din cuantumul stabilit la data angajării, o tranșă egală cu 50% din cuantumul stabilit după expirarea perioadei de 3 luni de la angajare. La nivelul județului, numărul de șomeri care au beneficiat de acest stimulent financiar s-a dublat în ultimele 10 luni, spun reprezentanții instituției oltene. În primele 10 luni ale anului 2022, 16 persoane au beneficiat de acest sprijin financiar, numărul solicitorilor fiind mai mare față de aceeași perioadă a anului 2021, când au beneficiat de primă de activare 7 șomeri. Prima de activare pentru șomeri în valoare de 1.000 de lei nu se poate cumula cu prima de inserție de 1.500 de lei și cu prima de instalare 12.500 de lei.